La Central Plaza Bacău au fost inaugurate joi târgurile Expo Construct și Expo Mediu 2013, organizate de către Camera de Comerț și Industrie Bacău. Participă în calitate de expozanți peste 35 de agenți economici din 10 județe și municipiul București. Oferta este din domeniile materiale și utilaje de construcții, scări, balustrade, confecții și structuri metalice, uși, ferestre, pardoseli, șeminee, coșuri de fum, izolații, vopsele, lacuri, uși de garaj, automatizări, case din lemn, transformatoare și cabluri electrice, mobilier de grădină, sisteme energetice ecologice, managementul deșeurilor, instalații tratate, ape industriale uzate, sisteme solare fotovoltaice, fose septice, filtre de apă, consultanță privind protecția mediului. Deși municipiul Bacău și județul Bacău, cu cei peste 130.000 de locuitori ai municipiului și peste 580.000 de locuitori ai județului, reprezintă o piață atractivă pentru domeniul construcțiilor, urmarea situației economice actuale existente în întreaga economie la nivel național și la nivel european, acest domeniu a înregistrat o oarecare stagnare. Prin tradiția noastră de peste 20 de ani în organizarea târguri și expoziții, încercăm să menținem la un nivel normal, la un standard ridicat aceste evenimente, ținând cont de faptul că sunt odată reprezentative pentru activitatea economică a întreprinzătorilor români, precum și pentru faptul că prezintă interes pentru firmele din județul Bacău, din regiunea Nord-Est și nu numai pentru ei. Specialiștii au ocazia să participe gratuit la un amplu program de activități conexe. Joi a avut loc prezentarea proiectului Plan de Management pentru Situl Natura 2000, Lunca Siretului Mijlociu, de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău. De asemenea, a avut loc expunerile Calitatea Mediului Natural între dezvoltarea economică și cea socială a comunităților umane, prezentarea proiectului Promovarea produselor verzi Green Pro și expunerea Programe de Educație Ecologică în școlile din județul Bacău, Patrula de Reciclare. Vineri 22 martie, la sala de conferințe Central Plaza Bacău are loc, de la ora 11:30, seminarul Produse de consum etichetate ecologic în prezentarea Universității Vasile Alexandrii din Bacău. Expozițiile sunt deschise până pe 24 martie, între orele 10-18, iar accesul publicului este gratuit.